Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre cazul medicului stomatolog din Brăila. Este un caz în desfășurare, așa încât în acest clip vă voi prezenta toate informațiile certe pe care le avem până în acest moment. După care, voi reveni cu update-uri atunci când va fi cazul. Așadar, Brăila, 16 iulie 2024, în jurul orei 21. Marina Gavril, în vârstă de 41 de ani, originară din Republica Moldova, medic stomatolog de profesie, a fost găsită fără suflare în cabinetul în care își desfășura activitatea. Cea care a descoperit crima a fost femeia de serviciu, care venise să facă curățenie în cabinetul stomatologic. Apelul la 112 a fost dat la ora 21 și 25 de minute de soțul victimei. Soțul femeii, tot medic stomatolog, a fost primul suspect. El a fost cel care a trimis-o la cabinet pe femeia de serviciu după ce soția lui, care își terminase programul în jurul orei 20, nu mai răspundea la telefon. În acea zi fatidică, medicul aștepta un pacient, însă pe ușă a intrat cel care urma să îi devină călău. El a încuiat ușa, iar atunci când ultimul pacient a venit la programare, a găsit ușa închisă și a plecat. Potrivit necropsiei, decesul a survenit din cauza rănilor suferite în zona gâtului. Citez, moartea numitei Marina Gavril a fost violentă, datează din 16.07.2024 și s-a datorat insuficienței cardiorespiratorii acute prin hemoragie externă masivă, consecutivă unor plăgi tăiat înjunghiate de la nivelul gâtului cu intersectarea pachetului vasculonervos al gâtului de parte dreaptă, a căilor aeriene și digestive, a corpului vertebral cervical 6, precum și a unei plăgi înjunghiate supraclaviculare stângi cu intersectarea parțială a venei jugulare externe. Plăgile de la nivelul gâtului ar fi putut fi produse prin lovire cu un corp dur, tăietor, înțepător, cuțit sau similar acestuia, având vârf bine ascuțit și margine tăioasă. S-au mai constatat și alte leziuni traumatice, respectiv ecchimoze și zone escoriate la nivelul ambelor membre superioare, hemitorace drept, suprascapulară dreaptă și gambă stângă, a precizat parchetul Brăila, citat de Ager Press. În comunicatul transmis de parchetul de pe lângă tribunalul Brăila se arată că femeia s-ar fi luptat cu agresorul, luptă în urma căreia au rezultat rănile de pe mâinile victimei și pe unul dintre picioare. Între timp, criminaliștii s-au întors în cabinetul unde a avut loc crima pentru a căuta noi probe care să îi ducă la ucigaș. Pe 20 iulie 2024, în jurul orei 21, polițiștii au reușit să îl prindă pe cel care a ucis-o pe doctoriță. Este un bărbat în vârstă de 39 de ani din Brăila, căsătorit și are 4 copii. Numele lui, Maricel Mihai. Individul locuiește în apropierea cabinetului doctoriței ucise. Potrivit anchetatorilor, probele biologice coroborate cu alte dovezi arată că el este individul care i-a luat viața medicului stomatolog. Ionel Gâlcă, procuror la parchetul de pe lângă tribunalul Brăila, spune, citez, probele biologice, respectiv ADN-ul prelevat la victimă, a fost identificat ca fiind al lui din baza de date. Vorbesc despre materialul genetic extras de sub unghii, care este probă indubitabilă. Maricel susține că ADN-ul lui a apărut sub unghiile doctoriței în urma unei intervenții chirurgicale, înțeleg că minoră, însă ADN-ul doctoriței a fost găsit pe o pată minusculă de sânge pe șapca criminalului, care n-ar fi putut fi observată cu ochiul liber. Surse din anchetă spun că până acum au fost audiate toate persoanele apropiate victimei, rudele, soțul, pacienții și asistenta, pe care medicul a lăsat-o să plece acasă mai devreme, în ziua tragediei. Toate dovezile au dus la un singur suspect, un individ periculos, recidivist, cu ani mulți de închisoare. Suspectul are un trecut infracțional bogat în Germania și Franța. A săvârșit, printre altele, fapte de furt cu violență și uz de armă. O înregistrare îl arată la revenirea acasă în februarie. O lună mai târziu, în martie, Curtea de Apel Timișoara a dispus arestarea lui în baza unui mandat european emis în Germania și predarea către autoritățile de acolo. Dar, după alte 12 zile, aceeași instanță a dispus amânarea predării persoanei solicitate până la soluționarea definitivă a unui alt dosar aflat pe rolul judecătoriei Brăila, cauză în care individul este acuzat de conducere fără permis,
Așa că a revocat măsura arestării provizorii și a dispus punerea de îndată în libertate a persoanei solicitate. Maricel Mihai a avut în trecut alte două nume de familie, Stănescu și Măcelaru. Și-a schimbat numele, evident, ca să își piardă urma. Mihai și-a premeditat fapta, potrivit procurorilor care cercetează cazul. Citez, este o crimă cu premeditare. A plecat de la Galați, a vrut să ducă în eroare, a plecat cu un taxi, a venit în Brăila, și-a schimbat hainele pe traseul până la cabinetul stomatologic, după ce a ieșit de acolo din nou și-a schimbat hainele, a urmat un traseu până în zona gării și acolo și-a schimbat din nou hainele, adidas și haina cu care a fost îmbrăcat, le-a aruncat, le-a identificat, a transmis Ionel Gâlcă, procurorul parchetului de pe lângă tribunalul Brăila. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, în după amiaza zilei de 16 iulie 2024, suspectul și-a schimbat de mai multe ori hainele și a circulat cu mai multe taxiuri. Evident, pentru a-și pierde urma. La ora 15:54 de minute, camera de supraveghere video amplasată în terasamentul căilor ferate aparținând CFR Brăila a surprins pe inculpatul Maricel Mihai, care se deplasează pe strada Decebal cu direcția spre poarta de intrare în strada Decebal, îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare închisă, tricou alb și o pungă deschisă la culoare în mâna dreaptă, iar persoana se deplasează prin curtea gării CFR către peronul gării CFR Brăila. Înainte de a ajunge în acest loc, inculpatul, domiciliat în municipiul Brăila, s-a deplasat în municipiul Galați. Din municipiul Galați, a ajuns în zona unde a fost identificat de camera de supraveghere cu un taxi de culoare albă. Conducătorul auto a fost identificat și audiat. Martorul audiat a arătat că inculpatul purta pantalon de culoare închisă și cămașă cu mânecă lungă de culoare închisă, posibil neagră. Martorul a mai arătat că bărbatul pe care l-a transportat avea asupra sa și o bluză de culoare închisă care acoperea un obiect ținut la sub brațul drept. În data de 16 iulie 2024, în municipiul Brăila, a fost caniculă, cu temperaturi maxime în jurul valorii de 40 de grade Celsius. De aceea, cămașa cu mânecă lungă, evident că i-a atras atenția șoferului de taxi. Coroborând filmarea de la 15:54 de minute cu depoziția martorului audiat, șoferul de taxi, se constată că inculpatul, după ce a coborât din taxi, a renunțat la cămașa neagră, fiind surprins ulterior purtând un tricou alb. La ora 16:05, o cameră de supraveghere situată pe strada General Eremia Grigorescu a surprins un autoturism de culoare albă, în regim taxi, fără lampă taxi, care se deplasează dinspre bulevardul Dorobanților către strada Griviței. În autoturism se observă pe bancheta din dreapta spate o persoană cu vestimentația deschisă la culoare în partea superioară a corpului. La ora 16:05, o cameră de supraveghere video amplasată cu vederea în strada Griviței și intersecția cu strada General Eremia Grigorescu a surprins același autoturism care intră pe strada Griviței și apoi pe strada Piața General Eremia Grigorescu. La ora afișată 16:06, camerele de supraveghere video surprind autoturismul taxi menționat anterior, care circulă pe strada Piața General Eremia Grigorescu, dinspre strada Griviței către strada Roșiorilor, care parchează și la câteva secunde apare în cadru o persoană de sex masculin. Această persoană, identificată ca fiind inculpatul Maricel Mihai, este îmbrăcată în pantaloni lungi de culoare închisă, tricou alb, cu o pungă de culoare deschisă pe care o poartă în mâna dreaptă. Este important de reținut că în momentul în care inculpatul observă camera de supraveghere, se oprește brusc și ridică mâna, încercând să își acopere fața, după care se întoarce cu spatele la cameră și se deplasează înapoi spre strada Roșiorilor. La ora 16:09, aceeași cameră de supraveghere video menționată anterior a surprins aceeași persoană de sex masculin care se deplasează pe aleea ce duce spre strada General Eremia Grigorescu cu o pungă albă pe care o schimbă dintr-o mână în alta. Anchetatorii constată din aceste imagini că inculpatul s-a pregătit pentru comiterea atacului
asupra victimei. În acest scop, a îmbrăcat bluza de culoare închisă pe care o avea asupra lui de la momentul în care plecase din municipiul Galați. De asemenea, pentru a fi mai greu de recunoscut, și-a acoperit capul cu o șapcă sport de culoare închisă, iar fața și-a acoperit-o cu o mască chirurgicală. La ora 16 și 11 minute, camera de supraveghere video orientată către intersecția străzilor Grivița, General Eremia Grigorescu, a surprins aceeași persoană de sex bărbătesc, în concret inculpatul, care traversează strada Griviței pe trecerea de pietoni. La ora 16 și 12 minute, aceeași cameră de supraveghere video menționată anterior a surprins pe inculpat, care și-a continuat deplasarea direct către scările de acces în cabinet. A urcat scările, a deschis ușa de acces către exterior și a intrat în cabinetul stomatologic, după care a închis ușa. La ora 16 și 12 minute, camera de supraveghere video a surprins momentul în care Maricel Mihai a deschis ușa cabinetului stomatologic, a ieșit spre exterior și a coborât scările cabinetului. Apoi s-a deplasat pe trotuar cu direcția străzii Ștefan cel Mare. Criminalul este reperat de camerele de supraveghere din zonă, cum urcă scările cabinetului medical. Este îmbrăcat cu o bluză de culoare neagră cu mânecă lungă, de asemenea pantaloni lungi, iar pe cap poartă o șapcă. Apasă clanța ușii, intră în cabinet, acolo unde stă preț de doar 33 de secunde, iar mai apoi, la aceeași oră, coboară din nou scările și la un moment dat procurorii îl pierd pentru că acesta iese din raza camerelor de filmat. În cele 33 de secunde petrecute în interiorul cabinetului, spun anchetatorii, Maricel Mihai a atacat victima. Agresiunea a avut loc în camera de sterilizare. Ancheta a stabilit că suspectul a stat doar 33 de secunde în cabinetul medicului. Atât i-a luat să o ucidă pe doctoriță. Judecătorul de drepturi și libertăți spune la acest moment că nu există o relatare directă sau o filmare a atacului pe care inculpatul l-a efectuat asupra victimei. Însă leziunile suferite de victimă, gravitatea acestora, poziționarea victimei, precum și urmele biologice brun roșcate identificate la fața locului, permit aprecierea modalității probabile de desfășurare a atacului. În concret, victima a avut mai multe leziuni, în principal la nivelul mâinilor. Se apreciază că victima a realizat intenția atacatorului și a încercat să se apere. Rănile suferite însă s-au soldat cu o hemoragie masivă, care i-a fost fatală. Raportat la durata scurtă în care inculpatul s-a aflat în interiorul cabinetului stomatologic și multitudinea leziunilor, rezultă că atacul a avut loc imediat după pătrunderea inculpatului în interior. Potrivit documentului întocmit pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, suspectul s-a întors în cabinet după 2 minute de la comiterea faptei. A intrat în cabinet, dar a ieșit din nou în câteva secunde. Cel mai probabil, cred anchetatorii, a asigurat ușa cabinetului cu o cheie, după care a părăsit zona și s-a îndreptat către strada Ștefan cel Mare. Judecătorul de drepturi și libertăți apreciază că această acțiune a fost efectuată în scopul întârzierii găsirii victimei. Judecătorul de drepturi și libertăți spune de asemenea că traseul inculpatului Maricel Mihai ulterior comiterii faptei a fost stabilit tot cu ajutorul camerelor de supraveghere amplasate în diverse locuri private și publice. Culpatul se oprește într-o zonă cu vegetație și mașini parcate pe carosabil, unde se dezbracă de bluza de culoare închisă și rămâne în tricoul alb. Pe o străduță lăturalnică, acesta se bagă între mai multe mașini parcate, de altfel alege o zonă retrasă de vegetație. Se ascunde și începe să se schimbe. Își scoate de pe el toate hainele pe care le-a purtat în momentul crimei și le așează într-o pungă albă. Aceeași persoană îmbrăcată cu aceeași vestimentație descrisă anterior este surprinsă în intervalul orar 16:29 de minute, 16:30 de minute pe strada Piața Poporului, unde sunt amplasate mai multe tomberoane. Inculpatul se oprește lângă aceste tomberoane, așează o pungă de culoare albă pe pământ și scoate din ea obiecte de vestimentație închise la culoare. Le așează pe gardul din spatele tomberoanelor,
după care lasă atârnată pe gard și punga albă. Pe sol rămâne un obiect de culoare albă, pe care îl ridică și se îndreaptă către un tomberon apropiat, unde aruncă ceva. Apoi deschide următorul tomberon și mai aruncă ceva, după care își continuă drumul pe strada Piața Poporului către strada Roșiorilor. La 13 minute de la momentul în care a părăsit cabinetul medical, bărbatul ajunge în dreptul tomberoanelor. Scoate din sacoșa albă obiectele vestimentare și le agață de gard pentru ca acestea să fie luate de oamenii străzii. Lucru care de altfel s-a și întâmplat. La un moment dat, din sacoșă îi cade pe jos un obiect alb. Îl ridică, merge către tomberoane și îl aruncă la gunoi. Dat fiind acest comportament al inculpatului, organele de cercetare penală au verificat, evident, zona în vederea identificării obiectelor de vestimentație aruncate. Cei care au efectuat cercetările au identificat o persoană care a declarat verbal că a luat de la tomberon două pungi din material plastic în care se aflau mai multe perechi de încălțăminte și le-a pus la dispoziția organelor de cercetare penală. Felicitări acestui cetățean! Felicitări! Mai rar așa oameni! Ulterior, comiterii faptei, Maricel Mihai a fost surprins de camerele de supraveghere la ora 16 și 24 de minute, deplasându-se pe trotuarul din partea dreaptă a sensului de mers pe strada Griviței, cu direcția către strada 1 decembrie 2018, îmbrăcat cu un tricou alb, pantaloni blue jeans scurți, cu papuci în picioare, purtând ochelari de soare și având în mâna stângă o pungă de culoare albă. Când a trecut prin dreptul unui imobil, acesta a scos din sacoșă un obiect pe care l-a aruncat peste gardul acestui imobil, după care și-a continuat deplasarea către strada 1 decembrie 2018. Organele de cercetare penală au identificat obiectul aruncat ca fiind șapca purtată de inculpat la data comiterii faptei, obiect care a fost supus expertizării judiciare genetice. La 16 și 25 de minute, criminalul se oprește brusc în dreptul unei locuințe. Din punga albă scoate șapca pe care a purtat-o în momentul crimei și o aruncă peste gard, însă alege o zonă cu vegetație densă. Anchetatorii au stabilit că pe acea șapcă existau probe ADN care au ajutat, iată, la identificarea suspectului. Maricel Mihai a fost prins de polițiști pe data de 20 iulie seara și a fost dus la audieri. Suspectul nu și-a recunoscut fapta și a refuzat să coopereze cu anchetatorii. Individul recunoaște că a fost în cabinetul doctoriței, dar nu la ora la care consideră anchetatorii că a avut loc omorul. Avocatul acestuia spune că suspectul nu are nicio legătură cu crima. Cornel Grigoriu, avocatul suspectului, spune, citez: el poate să facă dovada pe camerele de luat vederi cu martori timpul petrecut pe data de 16. Reporter o cunoștea pe doctoriță. Cornel Grigoriu răspunde: a avut doar o singură întrevedere cu ea. Reporter: în ce context? Avocatul răspunde: și-a făcut un tratament. Reporter: a plătit pentru el? Cornel Grigoriu răspunde: da, 150 de lei. Reporterul întreabă: acum cât timp? Avocatul răspunde: în ziua de 16. Ministrul de Interne Cătălin Predoiu a transmis un mesaj de felicitare pentru polițiștii, judiciariști și criminaliști care, citez, au rezolvat dificilul caz de crimă de la Brăila, l-au identificat și reținut pe autorul crimei într-un timp remarcabil de scurt raportat la împrejurări. Se arată în comunicatul MEAI. Ce a făcut ministrul de Interne Cătălin Predoiu? A transmis un mesaj de felicitare pentru polițiștii, judiciariști și criminaliști care au rezolvat dificilul caz de crimă de la Brăila, l-au identificat și reținut pe autorul crimei într-un timp remarcabil de scurt raportat la împrejurări? Eu credeam că pentru asta sunt plătiți polițiștii. Ministrul de Interne, în loc să ia măsuri atunci când polițiștii nu acționează corespunzător, îi felicită pentru că își fac treaba? Atunci, bine, pe voi vă felicită șeful pentru că vă faceți treaba. Anchetatorii nu știu deocamdată care este motivul crimei și iau în considerare inclusiv o crimă la comandă.
O nouă ipoteză șocantă în cazul crimei din Brăila. Anchetatorii care investigează uciderea doctoriței din Brăila iau în considerare o teorie surprinzătoare. Crima ar putea fi rezultatul unui ordin venit din partea mafiei de peste Prut, ca răzbunare pentru o presupusă înșelăciune comisă asupra unui lider mafiot. Uciderea dentistei Marina Gavril în cabinetul său din Brăila rămâne încă un mister, deși principalul suspect a fost arestat. Procurorii încă nu au descoperit motivul crimei și explorează posibilitatea unui asasinat comandat. Surse apropiate familiei spun că Marina Gavrila a avut o relație cu un interlop din Republica Moldova. Relația a fost una tumultoasă, iar doctorița a decis să o încheie după ce bărbatul a fost închis. Se pare că la plecare, Marina a luat o sumă considerabilă de bani pe care a investit-o în afacerea sa din Brăila. Acest gest ar fi declanșat furia fostului său iubit, care ar fi jurat să se răzbune. Până acum nu au fost găsite telefonul victimei și arma crimei. Dar se știe cu certitudine că este vorba despre un obiect tăietor înțepător. Suspectul în crima doctoriței stomatolog din Brăila a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, duminică 21 iulie 2024. Medicul venise de 10 ani din Republica Moldova și avea două cabinete stomatologice, unul în Galați și unul în Brăila. Marina Gavril locuia pe strada Plantelor, lângă liceul Panait Istrati. A făcut un curs de port-armă la Relu Balaș. Se pare că femeia voia să cumpere și un pistol, pentru că era frică să nu fie atacată de romii de pe Plantelor. Acești indivizi au mai sărit la ea în curte. A scris pe Facebook Gina Bahor, un cunoscut jurnalist din Brăila. Cei care au cunoscut-o pe doctoriță o descriu ca fiind un om cald, plin de viață, și cu o familie minunată. Asta este tot ce știm cu certitudine până în acest moment. Voi reveni cu update-uri pe măsură ce apar informații noi relevante. Nu voi exprima deocamdată nicio părere în legătură cu acest caz, pentru că deocamdată nu știm de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu știm dacă a existat o legătură prealabilă între victimă și agresor. Sigur că avocatul agresorului spune că nu. Dar deocamdată nu știm cu certitudine. Dacă a existat, nu știm ce fel de legătură a existat. Deocamdată avem prea puține date ca să-mi pot face o părere. Anchetatorii iau acum în calcul mai multe ipoteze. Așa cum am spus, se discută inclusiv despre o crimă la comandă. Vom vedea. Bun, atât pentru acum. Vă mulțumesc din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care ați înțeles că sunt foarte importante pentru algoritmul YouTube comentariile și care atunci când nu aveți nimic de spus sau nu vreți să spuneți nimic în legătură cu situația prezentată în clip, lăsați în comentarii un cuvânt sau un emoticon sau un salut. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc de asemenea din suflet tuturor acelora dintre dumneavoastră care vă abonați. Este deosebit de important să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. Este gratis acest gest. Nu vă costă nimic. Mulțumesc! La revedere!